Vreau și eu să spun un subiect mai serios. Ia, te rog. Nu am nimic cu voi, fetelor, vă respect, sunteți toate frumoase, dar... Și Alex. Vorbind de papuc, voi aici pozați ca femeile alfa. Când vă faceți o relație, vreți să ne puneți mâna la gură? Taci ca, taci Codruț, taci Marinescu. Păi de ce, de ce ne luați bărbăția dacă vă țineți la noi și așa? Taci Cazi, taci, ești afară Cazi? Păi dacă spune, dă-te mai... Te rog frumos să mă lași să vorbesc. Păi de ce pozați femeile alfa în fața României? Că nu este așa. Vreți să nu ați bărbăția sau cum? Păi stai mă puțin, că nu înțeleg. Puneți-vă mă fetelor de alea. Bărbăție mă, dacă tu păi ieși afară, Cazi, Cazi, taci, mă, nu fac tot ce vrei tu. Băi, ori suntem în balanță, ori la revedere, mă, nu vă faceți voi femeile alfa în fața României. Și după să comentați. Vă faceți femeile alfa, suntem în balanță, ori la revedere, mă. Păi suntem, nu ne facem. Cazi, Cazi, ai greșit tabăra, nu cu fetele trebuie să te ceri. De fapt, nu trebuie să te ceri cu nimeni, dar tu aveai treabă cu băieții. Lăsați, nu bagi în seamă. De câte ori m-am băgat eu pentru Johnny sau s-o i-a apărat? Niciodată. Tu cu nimeni vreau să te bagi. Auziți, voi sunteți cuplul perfect. Andrada îi terorizează pe băieți. Cazi a început să le certe pe fete. Mie mi-e dragă, dar nu pună mâna la gură, că nu are cum niciodată să ce vorbim. Și acum vrea să dea tot ce are mai bun din viață. Nu mai dea tot ce ai mai bun. Fata mea, îmi ești dragă, îmi ești dragă, dar nu pune mâna la gură, că n-ai cum. Da, Andrada, pe rând. Îmi doresc să formați un cuplu. Îmi amintesc de Moroșanu când era pe aici și mă gândeam cum or să se comporte copiii voștri la grădiniță. Ce mi-aduc aminte, doamna dacă Cristina? Voi formați un cuplu, mi-e teamă pentru vecinii voștri. Deci o să fie... Cristina, mi-e dragă, dar eu pe ea o las să-și facă talentul. Lasă-mă, mă, să fac talentul. Nu ți-am zis nimica, nu ți-am zis să nu vorbești, ți-am zis vorbiți pe rând. Pisoiule, bine motănelule. Pisoiule. Nu mai e cățeluș, este pisoiaș, maimuțică, bubișor. Da, hai mai bine să continuăm dezbaterile și rămânem în același perimetru. De această dată urmărim un material cu George Comănici și Mădălina. Haideți-l urmăriți. Acum s-a supărat, s-a separat, vorbește mereu la telefon cu Mădălina, nu mă bag în seamă. Tu ce vrei să fac? Dacă el nu vrea să vorbească cu mine, e treaba lui. Îmi pare foarte. Nu pot să fiu prietenul lui cu forța. Dacă vrea, vrea. Dacă nu, mă dezamăgești. Păi, Crist, te dezamăgești. Păi vii și spui că nu mai ești, că te-ai separat, că nu știu ce, că nu știu cum. Și tu ce vrei să facă, George? Mădălina, fii atentă, după gală, după ce am vorbit toți, a venit și a vorbit cu tine. Ți-a spus niște lucruri. Vezi că Crist a spus nu știu ce, nu știu cum. Nici măcar unul la mine să mă întrebați. Băi, Cristi, ai vorbit atât. Bă, dacă sunt cuvintele mele, cuvintele mele, și voi spuneți că sunteți prietenii mei, nici măcar nu veniți să mă întrebați. Bă, explică-te. Cristi, dar cum să mă bag eu în discuția voastră de bărbați pe bune acum? Mădălina, m-ai deranjat pe mine? Nu m-ai deranjat pe mine, era vorba despre tine. Era vorba despre tine și puteai să mă întrebi. Bă, explică-mi și mie. Poate ce am înțeles greșit. Ați venit și n-ați spus nimic. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Pentru că eu nu am fost acolo. Eu nu știu ce s-a întâmplat. George mi-a spus doar atât. M-am supărat pe Cristi pentru că a făcut niște afirmații în legătură cu mine. Nu am stat să ne certăm noi. Au legătură cu Marinescu afirmațiile. Alea nu legătură cu tine. Că nu, că i-ai dat dreptate lui Marinescu, de fapt. Înțeleg. Mădălina, 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 stai să spun. E vina mea că voi nu știți să comunicați. Mădălina, nu dau vina pe tine. Mădălina, stai aici. Dar puteai să vorbești și tu cu George. Bă, nu te gândi că are ceva cu mine. Lasă-mă și comunicați. Ia, trebuia să-ți dea un mesaj, chiar dacă nu era vorba despre ea. Ca să vă împace, ca să vă împace. De ce v-aș certat? Mă scoți pe mine vinovată acum. Din ce? De ce te scoți vinovată pe tine? Că nu l-am sunat pe Cristi, auzi? Păi și dacă l-ai sunat pe Cristi, ce? Ce treaba aveam eu cu cearta lor? Dar nu înțeleg care e legătura de te scoți pe tine și cine te scoate pe tine vinovată? Cine? Cine? Cristi. Eu ce era să fac? Să-i dau raportul lui Mariana? E asta zice. Da, de ce nu i-a spus Cristi? Cu Cristi stă tot timpul în telefon? Cu Cristi stă în fiecare zi în telefon? De ce Cristi nu i-a spus? Nu, lasă că găsim vinovații tot timpul, Mădălina tot timpul. Dar nu ești tu, tu? Păi nu sunt eu, dar nu vezi ce spun? Cine spune? Eu trebuia să sun eu pe Cristi. Nu trebuia să sun pe nimeni, sunt băieți, știu să-și rezolve singură treaba, n-are ce să te bagi tu, e prietenia lor. E vina mea la ce a spus el. Nu știi să te exprimi și tu pe mine mă scoți vinovată? Emisiune. Emisiune. Asta mă
se pierd apropieri, se pierd prietenii pentru emisiune. Se pierd satelit pentru emisiune. Pentru puterea dragostei. Pentru un cec, pentru o supremație, pentru o emisiune mulți, uite să fie oameni, pentru o emisiune oameni nu pot să ia decizii. Eu mi-aș dori să fiu cuvintele, mi-aș dori ca cuvintele mele să ajungă mai bine unde ar trebui. Și cu asta am spus. Unde ar trebui să ajungă? Să ajungă mai bine unde ar trebui să ajungă. La Comărici, adică. La mine. Ia zi. La mine. Este vorba despre mine pentru că până la urmă s-au certat din cauza mea. Tu ai, și tu te-ai certat din cauza ta, iar tu pe materialul ăla nu intervii nici măcar o dată pentru mine, din tot materialul. Și cu asta am, nu am înțeles absolut nicio reacție. Oh, bine, asta. Maria! Ia zi, mă. Mă rog, nu mai vreau să comentez acest material. Ce să spun, doamna Cristina? Ce să spun? Nu am ce să spun, pur și simplu. Am mai vorbit cu el și în grădină. Marinescu mai înainte a spus că eu l-am certat pe Cristi, nu este adevărat. Nu i-am luat, și nici măcar nu i-am luat apărarea, dar am avut aceeași idee ca lui Cristian, doar că el s-a exprimat greșit. Atâta tot. Că asta a fost și părerea mea și vin și o spun de 1100 de ori. George se implică prea mult, George. E deranjant? Nu pentru mine, pentru ceilalți. Aveți că timpul... subiectul ăla era vorba de tine. Vorbește subiectul ăla era vorba de tine. Bun. M-a deranjat persoana ta, acuzați-l la persoana ta. Lasă pe altul. Nu era neapărat vorba de ea. Singura ta problemă e că nu știi să asculți. Și aici nu e vorba de brigadă, de toate prostiile astea, pentru că doar de asta s-a vorbit. E vorba despre o prietenie. Bun. Sunt deranjat în continuare de ceea ce am văzut acolo și prefer să tac. Foarte bine că ești deranjat. Ce să fac acum? Tu consider că dacă George ar fi știut să asculte, nu se mai ajungea până în acest punct? Nu a fost vina lui George, a fost vina lui Cristian. Dar eu consider că ar fi trebuit să-l asculte. Bun. De ce îți reproșează George că n-ai intervenit pentru el? Nu trebuia să intervină, mă refer că cuvintele mele ar trebui să ajungă mai mult la ea. Dar se pare că e pe aceeași percepție și acum, după ce am vorbit cu ea de foarte multe ori și am vorbit și acest subiect în mare, se pare că acum vine să spune aceleași lucruri pe care mi le spune. Iubire, dar ascultă-mă, îți mai repet o dată atunci. Ok. Din moment ce tu vii și afirmi că Mădălina este sensibilitatea mea, da? E logică, eu sunt sensibilitatea ta. E normal ca Marinescu, ce faci, mă? E normal ca Marinescu sau Nicos sau Alexandru să vină să dea în mine. E logic, ca să vadă niște reacții din partea ta. Nu e normal, nu e normal. Vezi că eu n-am dat niciodată în tine. Taci, Alexandru, a fost exemplu. Să întreb în al doilea rând. Și singura vină. V-ați vorbit de la hotel ca să... Bă, dați s-o trezit, era un subiect comunism, Mădălina, George, intervenim. Strunfi. Ce ai spus, Alexandru? Hai vorbești acum cu mine. Acum vreau să vorbești cu mine. Ce ai spus? Ce ai spus? Măi, băiatule, tu ești prea aerian. De 10 ori te-am întrebat ce ai spus și tu? Păi nu, că vorbeam cu Comănici. Păi nu, că vorbeai cu mine. M-ai băgat pe mine pentru că ai zis că am ceva cu tine. Nu ți-am adus niciodată nicio Alibaba. Nu a dat niciune când dai exemple, dai exemple concrete. Pe mine m-a deranjat cu totul altceva din tot ce s-a întâmplat acolo. Mă deranjează foarte mult că în anumite situații cuvintele mele nu ajung sau nu sunt exemplificate așa cum trebuie. Nu este nicio problemă, trăim ca să învățăm. Adică, ce vrei să spui? Trăim ca să învățăm din orice, cum? Doamna Cristina, eu sunt vinovată. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Revenim după știrile Canal D. Tu ai afirmat cu gura ta că tu nu vei mai avea nimic cu el. Atunci de ce vrei să stea după tine? Să dar nu înțeleg cu tine! Ați vrei tu, Mariana! Ați vrei tu să te încheia să vedem ce primește! Păi uite așa ce relație! Da, asta când mi-e frică că Alexandru mai spune ce relație! Alexandra, tu intervii tot, de ce te-ai ridicat la față? În materialele voastre astăzi noi n-am intervenit. Am avut respect față de voi. De ce te-ai ridicat la față? Că am vrut și că am putut. Pentru că este foarte naiv. Consider că este foarte aerian și nu știe ce-și dorești. Ești fals. Favoritul săptămânii este...
Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Tu ai afirmat cu gura ta că tu nu vei mai avea nimic cu el. Atunci de ce vrei să stea după tine? Să dar nu înțeleg cu viața? Alt vrei tu, Mariana, alt nu, vrei nu tu, vreau tu te să vedem ce primește! Păi uite așa ce mă relație. Dar de când e frică că Alexandra Pai să mă Alexandra! Tu intervii tot, de ce te-ai ridicat la papă? În materialele voastre astăzi noi n-am intervenit! Am avut respect față de voi! De ce te-ai ridicat la papă? Că am vrut și că am putut! Pentru că este foarte naiv. Consider că este foarte aerian și nu știe ce-și dorești. Ești fals. Favoritul săptămânii este... Vă mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi. Continuăm gala. Uite ce-ți reproșa mai devreme, Mariana, că nu lași fetele să se apropie de Codruț. Că până la urmă, dacă tot nu-l vrei, de ce nu lași alte fete să se apropie de... Dar de ce să se apropie, doamna Cristina, dacă el mă iubește pe mine? Pentru ce să se apropie? Păi, dar tu nu-l vrei, tu doar îți bagi joc de el. Nu bagi joc de el, că dacă mă dea joc de el, crede-mă că nu reacționa cum am reacționat până acum față de el. Crede-mă. Și de ce îl trebuie să foarte urât față de el? Tu ai afirmat cu gura ta că tu nu vei mai avea nimic cu el. Atunci de ce vrei să stea după tine? Să te iubească toată viața? Dar vrei tu, Mariana, nu vrei tu să te Mai mi-e milă de el cum încearcă să vorbească. Păi, dacă aud chestii mă care... Mă vorbește de Mariana Codruț toată ziua. Aud niște chestii care nu-mi convine. Cu dar că Alexandra nu mă vrea, din contră, mă vrea, doar că acum e supărată pe ce-am făcut. Dar nu a zis că nu mă mai vrea. Ba, dar pe tine te vrea sau și pe Alex? Dar ce să facă cu ăsta, domnișoara? Ce să facă cu el? Hai, ce să facă domnișoara Cristina o seară numai ei, nu trebuie să-i demonstreze Codruț. Doamna Cristina, am spus de multe ori în emisiunea asta că dacă aș avea un bărbat ca Alex lângă mine, eu aș vin acum, vin acum. Eu aș fugi, doamna Cristina, nu pot să stau, mă doarme, mă doarme, efectiv când vorbește, am senzația că, cum îi spuneam și lui Mihai, dacă mai aduceți aminte, vorbește înainte, vorbește mai repede decât gândește. Sinceră să fiu, ăsta este adevărul. Spusese Melisei că voiam să îi făcut să înțeleg că vreau să mă duc la baie și Melisa a zis nu, la următorul. Și Alexandra a văzut când eu i-am spus Melisei. Hei, după aia după când s-a terminat materialul, următorul material, ea s-a ridicat, s-a ridicat de pe scaun. Păi da, mă lasă, termin de vorbit. Niciodată nu o să poți să vorbești la care ca mine și niciodată. Nu, pentru că a văzut că a urmat un material și imediat s-a ridicat. Eu văzând chestia asta, eu oricum mă duceam la baie, eu oricum mă duceam la baie. Țin trena. Nu te mai ține, băiatule, că eu cu tine nu o să fiu niciodată, înțelegi? Nu o să fiu! Încetează să mai zici chestia asta. Doamna Cristina! Nu o zici tu! Nu vă băgați, dar e vreo de familie! O zici din orgoliu! Da, doamna Cristina, o secundă că zice că nu zic eu, dar cine zice, mă, nu iese pe mâna mea! Orgoliu tău! Orgoliu tău o zici! Orgoliu meu! Nu, nu o zici eu! O să leșete cu astfel de semne! Ba nu o zici din el! Pupă-i mâna, Alexandra! Domnișoara Cristina, tu mai dorim să vedem o bătaie între două fete? Hai să meargă ca un căluț!
venea aia și te vreau vie. Bă, tu știi ce înseamnă la respect? În momentul în care vorbește o femeie, tu trebuie să taci. Vorbești, tu trebuie să taci. Ți-am zis să nu ți se mai umfle venele alea. Ce vreau. Alexandra, nu mai țipa, că eu te vreau vie. O femeie, o femeie, nu o să mai ai nici moartă, dar aminte vie, despre ce vorbim? Nu-mi place, te vreau vie. Mai despre ce vorbim? Mă, nu, mă, nici moartă nu o să mai. Eu te vreau caldă, nu rece. Na, de ce faci, mă, nu știu care a zis cineva? Mi-e milă de el, mă, Alexandra. Mă, Cristina, a zis cineva cu, tu parcă ai zis ceva de genul că eu te vreau. Da, nu, du-te la loc. Cum am declarat-o ea, dar ea nu face nimic altceva decât să îi se umple venele în gând să se stresteze. Eu nu vreau chestia asta pe mine. Rochie, ca un cățel, jur că nu vreau și jur că nu vreau. Dacă ar vorbi, l-aș vrea. Dacă ar vorbi, l-aș vrea. Uite-te, Rochie, jură-te. Tu te mă dici. Ce faci, Mariana? Ai un plan cu Alexandra? Ia. Hai. Hai. Răspunde. 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 Cristina. M-a întrebat dacă am un cuplu cu Alexandra. Data trecută decizia a fost la mine, acum decizia e la ea. Nu vă împingeți, fetelor. Măi, hai, Mariana. Te pup. Ce ai, mai cu părul? Păi tu nu l-ai pupat, l-ai să... L-ați văzut pe Nicos cu Alex, i-a făcut așa Cristina. Ia stați puțin să deslușim un mister. Cristina, am observat niște cicatrici pe spatele Alexandrei. O să ai în curând niște zgârieturi, crede-mă. Ce-a zis? N-am înțeles. Am observat niște cicatrici pe spatele tău. Am cicatrici? Eu? Dar nu știu, ceva, ai niște semne, ceva de genul. Mamă! O să ai niște zgârieturi, dar frate, blânde, care o să-ți placă. Miciunea pe lângă ce o să-ți fac eu ție. Acolo. Da, păi abia te aștept, că mie îmi place. Auzi, Alexandra, dar dacă îi place, dacă îi place, ce te păi face? Păi dacă e sadomasul, doamna Cristina, ar trebui să-i placă, dar nu cred că o să-i placă până la sfârșit. Ba da, domnșoară. Îi șoptește șeful, șoptește șeful. Șeful, 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 șeful. Rex, îi șoptește șeful, șeful, șeful. Pe inimă, stai mă un pic. Ai spus că îmi place să fie semne pe inimă? Îi șoptea șeful. Pe suflet și pe inimă și pe cor. La fel de vizibil, la fel de vizibil cum vor fi pe... Auzi, Alexandru, nu te poți descurca singur, de ce intervine? Păi a venit șeful. Domnișoara Cristina. Eu vorbeam cu Alexandra. A venit stăpânul lui Rex. Mă zic că de ce, domnișoara Cristina. Și se bucură de astăzi. Stăpânul, patrope și Lizuca. Este, într-un fel, dacă e adevărat sau nu, nu contează, este amuzant. Și probabil că Marius a vrut să contribuie la această poveste imposibilă de dragoste. Ce ai zis, Codruț? Stăpânul, patrople, patrople și Lizuca. Toți lupul. Da. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.